Astăzi, Biserica Ortodoxă pomenește pe Sfinții Mucenici Achepsima, episcopul, pe Iosif, preotul, și Aitala, diaconul. Sfântul Mucenic Achepsima era episcop în cetatea Neson, iar în vremea evenimentelor avea peste 80 de ani. Tot din părțile cetății Neson era și Sfântul Iosif, preotul, care avea și el peste 70 de ani, precum și diaconul Aitala. În vremea celor trei sfinți mucenici, Imperiul Persan era condus de împăratul Saporie cel Mare, cunoscut și sub numele de Sapor al II-lea. Acesta era mânat de o ură oarbă împotriva creștinilor. Deși persecuta pe creștini de peste 37 de ani, numărul lor nu contenea să crească. A dat atunci porunca armatei sale să-i ucide pe toți aceia care îl vor mărturisi pe Hristos. Iar acest lucru a coincis chiar cu săptămâna patimilor, din perioada pascală. Porunca i-a fost îndeplinită întocmai. Sate și chiar cetăți întregi au fost trecute prin sabie și foc. În acest măcel au căzut și dregători importanți, chiar din palatele împărătești, oameni de valoare a împăratului. Văzând acest lucru, Saporie cel Mare a potolit uciderea poporului și a poruncit să fie căutați doar învățătorii credinței lui Hristos, iar aceștia să fie omorâți. Mai întâi a fost prins bătrânul Achepsima, episcopul cetății Neson, apoi Iosif, preotul, și în cele din urmă tânărul diacon Aitala. Toți au fost duși în cetatea Arvil pentru a fi judecați. Acolo, în piața publică, Ardasabor, marele vrăjitor al zeului Soare, a promis clemență și chiar libertate celor trei sfinți, dacă s-ar fi lepădat de Hristos. Bătrânul Achepsima însă i-a spus: "Nu voi vinde pe Dumnezeu, cel din tinerețele mele, pentru o viață de încă puține zile." Atât bătrânul preot, cât și diaconul au râs și ei de propunerea marelui vrăjitor. Mai mult, au început să-l slăvească pe Hristos cu glas mare. Pentru îndrăzneala lor, cei trei mucenici au fost bătuți groaznic, cu nuiele de trandafir cu spini, iar mai apoi au fost aruncați în temniță. Timp de 3 ani au fost chinuiți, bătuți și înfometați. După toată această suferință, Sfântul Achepsima a fost scos într-una din zile din temniță și a fost bătut până când sufletul său mărturisitor a fost primit cu dragoste de Hristos. La fel s-a întâmplat și cu Sfântul Iosif, preotul, și cu tânărul diacon Aitala, care au fost legați cu capul în jos și bătuți cu pietre, până la obștescul sfârșit. În locul în care a fost omorât tânărul diacon Aitala, a crescut un arbore de mirsină, iar toți bolnavii care se apropiau de acel loc se vindecau. Martiriul sfinților Achepsima, Iosif și Aitala a marcat sfârșitul prigoanei de 40 de ani din Imperiul Persan, începută cu mucenicia Sfântului Simeon și a însoțitorilor săi, prăznuiți la data de 17 aprilie.